Stimați telespectatori, o să stăm de vorbă cu un invitat foarte plăcut inimii noastre. El este Omar. Îl știți de când era mic, pentru că a crescut, a evoluat sub ochii noștri. Mami este Cristina, tati este Ahmed, iar împreună, pentru prima oară, în condițiile în care eu nu știam, o să-i vedem acum pentru a le asculta povestea. Cine m-a făcut Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Sărut mâna, mă bucur să vă revăd! E deja a doua oară și e atât de frumos! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Încântată! Bine ați venit! Mă bucur foarte mult să vă cunosc! A știut, vreau să menționez că a știut Bursucu, că noi ne pupăm de 3 ori. Poftiți să luăm un loc! Bine, bine. Vai, ce flori absolut spectaculoase. Da, și dacă se poate, dacă se poate, am și un mesaj pentru dumneavoastră. Mulțumesc. A fost acolo atașat. Mulțumesc. Și vreau să-l citim împreună. Aici scrie: din ecranele televizoarelor, atât de aproape. Vă mulțumim. Pentru că vă urmărim de atâția ani și ne bucurăm că și eu împreună cu părinții mei am ajuns atât de aproape. Mulțumesc foarte mult pentru tot și mai ales pentru gândurile frumoase. Voi sunteți oameni frumoși cu totul și cu totul. Se vede după copilul pe care îl aveți, se vede după părinții pe care i-ai. Povestea celor trei n-am ascultat-o niciodată în varianta lor. Am citit mult despre voi, datorită, grație, mulțumită tânărului aici de față. Cum v-ați cunoscut voi doi, Cristina și Ahmed? Să încep eu. Soarta! Da. În primul rând, bună ziua! Bună ziua, dragă! Mulțumim foarte mult pentru frumoasa invitație. Cu toată iubirea! Onorați! Chiar vreau să vă spun, sora mea e un pic geloasă. Va trebui să vină sora! Sigur! Știți de ce? Pentru că noi vă urmărim de foarte mult timp. Și astăzi... Lasă-mă să vă bârfesc! Ia! Surorile, cele două, s-au căsătorit în aceeași zi. Cu frați! Adică Ahmed are un frate, iar sora Cristina s-a căsătorit cu el. A fost o nuntă în 4, ceva fabulos despre care trebuie să vorbim într-o emisiune, pentru că e mult prea frumos, e cam povești. Niciodată n-am auzit așa ceva. V-ați cunoscut? Tu parcă funcționai undeva într-un magazin unde el livra marfă. Corect. E adevărat? Sigur. Cum ai văzut-o? După ce ți-ai dat seama că ea e? Nu am văzut-o din față, am văzut-o din spate și am drăgostit de ea. De ce oare? De la Dumnezeu. De la Dumnezeu. Aerul ei, parfumul ei, atitudinea ei. Așa a fost scris. Da, da. Și din cauza ei am rămas acum 28 de ani în țara asta. Îți place țara asta? N-am timp să nu-mi plac. Țara asta mi-a dorit o soție care e o valoare mare pentru mine. Da. Și 3 băieți, 3 îngeri. Și fratele meu la fel, are 4 copii și fata lui cel mare e doctoriță acum la Smurt. Fantastic. De unde veniți? Din ce țară veniți? Libanez, din Beirut. Beirut, perla Orientului. Perla Orientului, puțin zis. Trebuie să vă mărturisesc că și fiimea a început să învețe arabește de săptămâna trecută. Suntem foarte fericite. Eu nu pot să mă bag în procesul acesta pentru că mi-e teamă să nu stric ceva, dar cultura este absolut specială și va trebui la un moment dat să vorbim și despre asta, dar nici nu știu la ce să ajung mai devreme. Și atunci voi ajunge direct la fructul acestei iubiri, fructul pe care îl cunoaștem, pentru că iată, mai sunt 2 îngeri. Al treilea. Spune-mi, te rog, ai crescut într-o familie care ți-a permis dezvoltarea ta ca artist sau care a privit cu oarecare scepticism ascensiunea ta? Dezvoltarea mea poate a fost privită mai bine de ei doi decât de mine. Serios? Și poate eu am reprezentat un popas foarte des întâlnit în carieră, pentru că am avut și diferite probleme psihice. Eram copil, îmi plăcea să mă joc, pentru că n-am început de ieri, am început de 5 ani. Da, și întotdeauna eu puneam pauza și ei mă puneau înapoi pe traseul potrivit. Ce vedeau părinții pentru tine? Ce își imaginau? Succesul de acum și l-au imaginat de atunci? Își imaginau să avem stabilitate, adică ei asta și-au dorit dintotdeauna. Nu am văzut niciodată nici de la tata, nici de la mama să vorbească faptul că ei vor să mă vadă nu știu unde, nu știu unde. Ei pur și simplu și-au dorit să fac asta, pentru că dacă o faci și o faci cum trebuie, reușești, eu așa cred. Respectul față de artă trebuie să-l fi învățat în familie. Asta este un lucru care îți curge în vene. N-ai cum să-l dobândești. Cum te-au învățat părinții tăi respectul? Respectul, în primul rând, l-am văzut între ei doi. Respectul, nu respectul ăla, nu știu, da, de egală, de evenimente, voastră, de... Nu. Da. Respectul acela pur și simplu psihic, sentimental pe care l-au avut, glumesc, râd împreună și de ce să mințim, adică în casă se întâmplă certuri la toată lumea. Și atunci când cel mai des mă certam eu cu frații mei, întotdeauna ei ne învățau ceea ce trebuia să facem. Nu ne învățau, băi, gata, v-ați certat, nu vă mai faceți, vă opriți că vă pedepsim. Nu, ne-au învățat, uite, o să vezi că certurile astea poate o să ai unele asemănătoare și cu soția ta, și cu un prieten, și cu așa. Fă așa, așa, așa și o să fie mult mai bine. Au găsit o altă metodă să ne educe. O metodă prietenească. Da, chiar mai devreme am avut o șartă cu soție, în drum, în trafic foarte mare și am zis, faci pariu că este o doamnă la volan în fața și a zis, nu, e un bărbat. Și era o doamnă. Și am găsit că e doamnă. Nu trebuie să subestimeze femeile. Femeile sunt foarte prompte la volan, eu știu. Doar că sunt mult prea prudente uneori. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. A avut dreptate și el de data aceasta. Noi simțim în familia asta un sentiment predominant care este prietenia. Nu vă simțim, eu cel puțin nu vă simt ca și când unul ar fi mai autoritar. Prietenia, echilibru și egalitate. Și poate viața lui tata putea să-l facă să fie mai autoritar, pentru că n-a crescut într-un mediu foarte elastic. Dar n-a reușit, din cauza noastră. N-a reușit să rămână doar pe stilul ăla de, nu știu, autoritar, de reguli stricte, nimica mai pe lângă, nimica mai în spate, mai în față. N-a reușit. Probabil asta s-a întâmplat datorită luptei cu sine pe care a trebuit să o duci în fiecare zi. Datorită dragostei. Da. Și iubire. Da. Vedem în ochii celor trei invitați dragoste și iubire câte n-am văzut de mult și e perfect așa, pentru că dragostea și iubirea intră în casa noastră prin toate felurile. Și iată că se traduce astăzi și prin cântecul pe care probabil o să-l cânți, dacă te rugăm frumos. Ce ne-ai pregătit pentru azi? V-am pregătit cea mai recentă piesă, așa, nu ultima, pentru că am ținut minte de ultima oară, da, și am mai fost întrebat. Apropo, înainte să cânt, aș vrea să vorbesc că tot vorbeam de respectul familiei și așa. O fată, Roxana Petcu, mi-a propus să scriu pentru blogul ei un articol despre normalul în viața unui artist. Da. Și recent, în viața mea, de când am început școala, poate pare ciudat pentru că suntem o familie din lumea arabă, poate mulți de ei sunt pretențioși și așa. Recent, de când am început școala, am început să merg cu metrou foarte mult. Și... spunând despre treaba asta, aș vrea să invit pe toți oamenii care se uită la noi pe pagina mea de Facebook, unde săptămâna viitoare o să apară un articol în care atât eu cât și părinții mei o să scriem despre normalul în viața noastră. Poate e complicat să fii normal. E complicat să fii normal. Dar noi reușim să o facem. E adevărat. Decât să fie simplu să fii complicat, mai bine complicat să fii normal. Te ascultăm, Omar, și îți mulțumim pentru tot. Vă mulțumesc. Mulțumim și părinților tăi.